cum după ce am învățat cum se poate formata textul și casetele de text manual, în mod normal, la lucru, la o publicație, vor fi aceleași setări de făcut de fiecare dată. Pe fiecare articol, pe fiecare pagină, în fiecare număr, de foarte, foarte, foarte multe ori. De exemplu, la Dilema Veche sunt în fiecare săptămână 16, 20, 24 de pagini de text care tot trebuie formatat cu același font, aceeași dimensiune, aceeași spațiere între rânduri, același aliniat, de asemenea forțat să se așeze pe liniile din structură și toate lucrurile astea. Bineînțeles, este foarte obositor, foarte plictisitor și nu foarte eficient să faci lucrul ăsta manual de fiecare dată. Și atunci există opțiunea de a folosi ceea ce se numește stiluri, care sunt practic niște colecții cu aceste setări repetitive pe care ni le creăm noi să le putem refolosi. Vom discuta despre stiluri și o să vă arăt cum se fac într-un viitor nu foarte îndepărtat. Dar până atunci o să vă arăt cum se pot folosi în ideea în care eu am creat deja pentru acest document stiluri. Am șters, după cum vedeți, tot în afară de textul principal, adică imaginile vor trebui, de exemplu, plasate manual oricum. Probabil există stiluri și pentru aceste bucăți de text, pentru titluri, pentru numele autorului, pentru extrase sau alte elemente de text mai grafice, dar eu nu le-am creat pentru acest exemplu. Am creat stiluri doar pentru textul de bază. Deci o să îl copiez din nou și o să-mi fac din nou casetele. Plasez rapid unde trebuie să fie. O să dau zoom in să verific că totul este în regulă, dreapta, stânga, sus, jos, să fie aliniat pe structură. Pentru că toate liniile astea sunt magnetice, vedeți că este destul de simplu de făcut. Am avut o singură corectură. Și dacă m-am uitat de departe și nu am chiar văzut liniile pentru că se prind automat. Și acum, după ce mi-am introdus tot textul, pot să-l selectez cu totul și să vin în panoul din dreapta la Paragraph Styles. Dacă nu aveți Paragraph Styles, puteți să mergeți la meniul Window, Styles și de aici puteți să deschideți panoul Paragraph Styles, care o să-l trag de aici să fie mai vizibil, care conține niște stiluri deja făcute de mine. Practic, stilul body, numele le-am dat eu, nu contează cum se numește neapărat, body este corpul de text, dacă dau click pe el, îmi aplică setările, vedeți, îmi aplică fontul, alinierea, aliniatul, spațierea dintre rânduri, tot ce am făcut pentru fontul de bază. Pot să și văd aceste opțiuni dacă dau click dreapta, Edit Body și îmi va apărea o fereastră mare în care sunt toate formatările. Uitați, Basic Character Formats, fontul, dimensiunea, spațierea dintre rânduri, aici este aliniatul de la primul rând, aici este opțiunea care zice textului să se alinieze pe rândurile din structură și tot așa. Apoi, dacă dau aici click pe în Dobrogea și dau pe subhead, îmi formatează automat intertitlul. Este important de reținut că stilurile astea se aplică automat la un paragraf întreg. Nu pot să selectez câteva cuvinte, să dau subhead și să se aplice doar la ele. Se aplică la tot paragraful. Deci o să revin aici la body. Și la fel caut în mehedinți, dau click
subhead. Oops, am greșit. Body. În headings. Subhead. Și apoi am paragrafele cu care încep cu litera aia mare. Sunt paragrafele de body cu drop cap. Vedeți că este făcut să fie gri. Deci aia va trebui să vin să modific manual. Teoretic aș fi putut să-mi fac, dacă folosesc foarte des această setare, uitam și uitat de paragraful ăsta, E. Levy, să-mi fac și negru și gri, dar aici o să vin să modific litera asta și să o fac înapoi negru și în câteva secunde, după ce mi-am planificat totul dinainte, în câteva secunde am adăugat tot textul. Aici ar urma doar să vin să fac câteva ajustări ca să-mi încapă tot textul în pagină, dar formatările le pot aplica foarte, foarte rapid.